Ciripitul păsărelelor mă cuprinde, oameni buni, deci avem un oraș așa de frumos, cu oameni care nu se plâng niciodată de nimica, de gunoi, niciodată, de curent, absolut niciodată, tot timpul, nu știu cum, poate să stai aici pe întuneric cu oamenii ăștia, sunt foarte rezistenți, glumesc, oameni buni, sunt foarte plângăcioși și îi urăsc din tot sufletul meu. Oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod cu City Skylines. Știu că n-am mai postat zilnic cum am reușit să fac pentru primele 7 zile, dar, well, am început facultatea și eu și semestru nou, materii noi și nu prea știu exact ce cu ele, dar cui pasă chestia asta? Important e să rezolvăm niște probleme. Ultima dată am avut probleme mari, mari, mari cu traficul. Asta înseamnă că this oil truck, unde ești? Tractor? Unde ești? Oil truck? Nu știu cum, dar nu vrea să vină aici, ceea ce mă deranjează. Hai să urmărim oil truck-ul pentru o secundă cu viteza 1, să vedem dacă se duce unde trebuie, să nu distrugem orașul. Doamne ajută, vreau să facem câteva chestii. Hai să dăm speed totuși mai repede, să urmărim oil truck-ul, am zis. Hai, mișcă-te, vreau să văd unde se duce. Well, you stupid. Puteai să faci curba imediat aici. Oameni buni, cred că este o problemă. Cred că este o problemă. Nu-i plasat bine. Nu știu. Ăștia nu știu să se ducă la oil truck unde trebuie. La aici unde trebuie să dea energie. Știu că avem probleme cu gunoi. Știu că avem probleme cu grămadă de chestii. Dar nu înțeleg ce vrea să facă ăsta. Ia să vedem. Pe unde merge acum? Nu a făcut curba. Serios? De ce merge pe aici? Nu o să înțeleg niciodată. Vreau să-i dau relocate. Știu că poate nu e cea mai bună idee, dar văd că nu vor să vină pe aici și nu înțeleg. Relocate building. Cât ar costa? Nu știu. I don't give a shit. Important e să vină undeva unde să ajungă camioanele astea. Și pe aici am observat că tot timpul merg pe drumul ăsta și niciodată pe ăsta. Nu înțeleg de ce. Nu mă întrebați. Sunt handicapați ăștia. Eu vreau să pun aici fix lângă power-ul ăsta. De unde avem coal generator. Punem oil generator care nu încape bine, ok. Punem aici. O costa niște bani chestia asta, e ok. Vă arăt imediat planul de atac pentru orășel. Dar înainte de toate vreau să vă mai arăt o chestie. Oh my god, arată superb orașul, ce pot să zic. Oh my god. Am adăugat un mod nou, oameni buni. Un mod care... gen, știți că noi puneam câte un copăcel așa, țâc, 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 țâc. Era foarte greu. Acum dacă apăs plus, mi se face așa un fel de braș și pot să pictez copaci. Oh my god, ați văzut? Nu mai pun acum că nu am bani. Dar o să ne jucăm și cu chestia asta imediat. Băi, oameni buni, de bea aștept. Traffic match? Yes, yes, yes. Bun, deci după cum v-am ascultat de fiecare dată toate comentariile, știam și eu și mi-ați zis și voi că astea cu drumurile cu 6 benzi au problema asta, opa, au problema asta de semafoare. Și semafoarele fac un backup foarte, foarte mare și nu vrem să se întâmple chestia asta. Așa că o să-i dăm acum un upgrade de 2-lane pe o singură direcție. Adică să fie doar de 2 bands. Și o eliminat semaforul. Și foarte important să elimine semaforul că, după cum ați văzut, face backup-ul ăla prea mare. Așa că hai să facem toată asta. Toată șmecheria asta și ba chiar să unim de aici aici, să fie, în caz de vrea cineva să facă tot rondul complet. Și după, când o să avem mai mulți bani, că acum mi-e frică să fac chestii, că avem prea puțin bani, o să vreau să fac un pod de aici până aici, care duce în partea asta și unul care să ieși din oraș și unul care să intri în oraș, știi? Ca să facă traficul mult mai ok. Dar acum mi-e frică tare pentru bani și nu vreau să risc. Gunoiul o să mai suport puțin. Ăsta cât are? Stai ce? Unde scrie? E 90% full. I-am dat lui ăsta să se arunce, să fie la incinerare aici. Dar avem doar una de incinerare? Really? Oh my god. Nu mă risc acum să pun prea mulți bani pentru că vreau să fac ceva cu curentul în caz de nu ajung camioanele la chestia asta.
va trebui să fim noi pregătiți dinainte și să punem niște windmill-uri, sau cum dracu se cheamă, turbină de vânt, ok, bine. Hai să vedem unde avem niște locușori. Pe aici avem, știu că nu e cel mai bun loc, dar este pentru siguranța noastră, oameni buni. O să punem vreo... Uite că pe aici avem mai mult curent. Well, nu mai avem bani. Deci cu 3 din astea ar trebui măcar să rezolvăm curentul. Restul, crima și gunoiul, well, cu Dumnezeu înainte. Am dat update la asta, hai să vedem acum dacă vine băiatul cu oil. Deci, te rog eu din suflet, care ești? Mă, mâncați-aș sufletul. Tu ești, mă? Oil truck, ia să te urmăresc. Să vedem cum decurge treaba, situația. Bineînțeleg că stai aici la semafor, dar mișcă. O fugit? O fugit de mine? I-am dat follow, dar s-o dus. Cum s-o dus? What the fuck? Bine, căutăm altul. Să văd dacă mai vine pe unul pe aici. Deci ce e așa de greu să te duci să pui... Mamă, suntem la minus 250 de dolari. Am belit-o. Bă, frate, traficul-i... Măcar se învârte aici, știi? Măcar atâta, înainte nu se învârtea deloc și de asta zic. Curentul, v-ați revenit cu... Să mor tu că nu ți-ai revenit cu curentul. Am pus astea. Alo? Uite mă că merg, de ce nu... Nu dă destulă energie, eh? Oh my god, man. Orașul meu se duce pe râpă, grav. Da, grav, man. Oh, ce? Unde mai sunteți distruse? Vă rog eu, nu mai plecați. Pleacă că n-au curent, oameni buni, vă zic eu. Pleacă că nu au curent. Și vă jur din sufletul meu că oil truck-ul ăla nu vrea să pună... Uite-l, mă, ăsta-i? Nu, e tractor. Ah, unde ai? Sau ăsta, coal generator. Tu de ce nu vrea nimeni să... Ce facem, oameni buni? Oameni buni, oameni buni, stăm și ne uităm cum orașul nostru moare. Eu caut încă, aștept să vină un de la. Vedeți cât de frumos e traficul aici? Ați vrea să stați și voi în orașul ăsta, nu? Și eu. Extraordinar ar fi. Extraordinar. Dar nici că nu văd un oil truck. E ok, na, viața merge în continuare. Ce ziceți, mă? Că rămâne fără bani să creștem taxele. Fuck it. O să creștem, sperăm că nu o să plece nimeni. Punem la 11, era la 9, da? Credeți-mă că o să avem nevoie să le creștem puțin. Hai să lăsăm ăsta la 10 totuși. Și ăsta la 10. Ca să nu rămânem fără bani, oameni buni. Curentul ca curentul. Nu știu cât o să mai rezistăm. Aoleu. Serios, deci... Fac eu vreo prostie și nu-mi dau seama. Adică, serios, man. Mi se pare că fac totul cum trebuie și... Și aparent nu. No. Aici e un oil truck? Uită-l, mă. Hei, unde te duci? Hei, în orașul meu nu mai vine nimeni. What? Does the fuck say? Aici nu văd niciun oil truck. Well. Uită-l. Deci. Nu. No. Tot îl aștept cu cea mai mare dorință, dar nu văd să vină. Well, dun 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 dun. Asta-i? Hai, fraților, să-l urmărim, să vedem ce face. Deci să mor eu de mă mișc de aici. Deci dacă nu se duce și pune unde trebuie. Ready to wear LTD, ce? Lasă-mă, frate, tu du-te și pune unde trebuie. Că nu mai pot cu tine. Serios, ești nesimțit.
Am început să facem bani înapoi, ce-i drept. Dar pierdem foarte mulți oameni, pentru că oamenilor nu le convine chestia asta. Ue, frate, nu, deci nu mai pot, what? Why? De ce nu vrei să pui... O trecut pe lângă, ca un nesimțit. Ba nu. O pus cineva. Nu știu cum, dar o pus cineva, ești prost? Cum? Ce ai făcut? Cine? Cum s-o gândit cineva să facă așa ceva? Incredibil. Ah, în sfârșit, oameni buni, am reușit să facem ceva. Ah, și probleme cu gunoi foarte, foarte mari. Mi-a zis, într-adevăr, și vă înțeleg din suflet, chiar vă înțeleg, să pun mai multe în mai multe locuri. Gen, de-astea de gunoi. I understand. But... Ideea este că produce poluare aici, știi? Și dacă eu pun una aici, o să fie poluată zona aia și nu vreau să aduc chestii de-astea nasty aici, lângă oraș. Ideea e că traficul aici e ok, ar putea să ajungă foarte, foarte ușurel niște de-astea de mașini. Vreau să mă uit la o chestie, avem doar un singur incinerator de ăsta. Vreau să mai iau unul, dar costă extrem de mulți bani. Nu, mai punem unul de ăsta. Punem mai aproape de oraș, dar... Credeți-mă, oameni buni, că nu e idee bună să-l punem aproape de oraș. Doamne. Da, aș face-o doar să salvez orașul. Și după să o șterg. Nu, o punem... Ce construcție aici? Niciuna prea importantă, sper. Oameni buni, credeți-mă că nu e idee prea bună, dar hai să o facem. Oricum ne trebuie... Deci, astea adaugă 18 mașini de gunoi. Asta adaugă 32. 0% full. 86 full. 77 full. Ideea este când noi dăm empty to another facility, adică ei se duc și aruncă tot gunoiul aici. Și când aruncă tot gunoiul aici, nu se mai ocupă de nimic altceva decât să arunce gunoiul aici. Înțelegeți? Și de asta avem probleme cu gunoiul în momentul de față. Încetul cu încetul producem oameni înapoi, chiar dacă i-am pierdut câțiva astăzi. Pentru că am stat foarte mult aici, aș vrea în continuare să avem un episod de 30 de minute astăzi pentru voi, frații mei. 30 ceva de minute, că vreau să fac și podul ăla, sincer. Deci, traficul e mult mai ok. E mult mai bine cu o singură bandă, pentru că nu există semafor. Este incredibil de bine. Încetul cu încetul producem bani, ceea ce e fascinant. Atâta vreau să știu. Uite, de exemplu ăsta. Uite ce zice. Not enough fuel. Building has run out of fuel. Make sure trucks carrying it can reach the building. Adică să avem grijă. Asta cum se cheamă, tracurile, camioanele cu cărbune, să atingă, reach the building, să atingă, cum dracu se cheamă, să ajungă aici, să depună cărbunele, știi? Dar asta e că, unde-i vrea să o pun eu? Nu e aici deja, poate nu era pus într-un... Sincer să vă spun, am făcut chestia asta pentru că era pusă pe strada asta de două benzi și mă gândesc să pun pe strada asta cu 6 benzi pentru că e mult mai circulată, aparent nimeni nu prea merge pe strada asta, știi? Și dacă o punem pe strada asta cum e pusă și ăsta oil, cred că o să fie mult mai bine. Ia să dăm play să vedem, până la urmă trebuie să vină cineva să pună curent și la asta, plus... Handicapatele astea, care o să le mai lăsăm, că nu sunt foarte sigur cât de eficiente sunt. Gunoiul. Aveți probleme cu gunoiul. Just wait, man. Wait, uite. Uite cum se duce, văd acum. Deci uite cât de... Mamă, mulțumesc. Du-te și fă-ți treaba. Faceți-mă mândru. Știți ceva? Pentru voi. Că, na, vă cred și pe voi. O să punem momentan... un loc pentru gunoi, că mi-e frică că o să se întâmple chestia iurea, știi? Și
Vă înțeleg, vă înțeleg ce ziceți. Știu că e frustrant să vă uitați la cineva și nu face ce vrei tu, dar încerc și eu să fac cele mai bune decizii, așa că o să punem una așa. Știu că e pentru binele orașului meu, până adăugăm mai multe de alea de ars gunoiul și punem, o să mai punem și pe partea asta, să fie gen pe partea asta și pe partea asta. Cred că o să fie mai eficient așa. La un moment dat o să trebuiască să scăpăm de asta, știi? Mă rog. Vorba vine, hai să mai distrugem niște construcții. Yes, baby. Yes, yes, yes. Hai să dăm play, lasă jocul să meargă. Mai era ceva. O să adăugăm imediat și modul ăla de distrus construcții, automat. Numai că... mai așteptăm puțin. Încă îmi place să le mai distrug eu. Se simte bine. Așa. Dacă stați să vă gândiți, e considerat oarecum cheaty, mai ales la început de joc, să folosești modul ăla. Adică, it's fun, trebuie să ai grijă de orașul tău, dacă este o construcție. Dar, de ce n-aveți apă, mă rog? Deci să mor eu de n-aveți apă aici. Aveți probleme și cu apa acum. Nicio problemă, oameni buni, vă mai adaug o chestie de asta de sub tapa. Ok, am distrus puțin un power plant, dar trebuie să fie totul bine. Super. De ce power plant-ul ăsta face figuri? Că nu-i conectat? Da, nici n-ar trebui să fie conectat. What? Să știți că e o problemă. Serios acum. Pentru că tot curentul ăsta pe care îl generăm, îl duce doar la astea, dar nu îl duce la... nu-l duce la oraș. Deci tot curentul ăsta de la turbinele astea e absolut fără sens. Și asta e conectată la conducta de apă? Well, cred că e. Da, e conectată. Oh my god. Oh my god, nu producea. Oh, lume, gata, sunteți bine cu apa? Mulțumesc. Vă mulțumesc. O să... momentan văd că oamenii nu se plâng de taxe, ceea ce nu mă deranjează. Eu o să-i las în continuare să nu se plângă, să mai facă niște bani, că urmează să îmbunătățesc traficul mult mai bine, oameni buni. Deci, fiți pe fază. Așa, cu gunoiul încetul cu încetul dispar băieții să nu se mai plângă. New land, da, da, n-am bani acum, lasă-mă în pace. Sărac lipit pământul. A, aveți probleme și cu canalizarea? Of course, cine nu are, tot timpul aveți problemă cu ceva. Punem și una de canalizare, oameni buni, nicio problemă. E conectată la conductă? I hope so. Da, e conectată. Probleme oraș, gunoi, puțin gunoi. Urmează acum ceva, băi, construcția asta în continuare nu are... știi ceva, oricum curentul nostru e bun. Acum e foarte bun. Era bun și înainte, numai că nu ajungea oil truck-ul la locul lui. Aparent acum ajunge. Încetul cu încetul sper să ajungă și aici. Sper din tot sufletul meu. E plasată în direcția asta, ar trebui să meargă treaba. Oricum traficul e terifiant, aș zice. Și vreau din tot sufletul meu astăzi să rezolvăm încă o treabă pe care voiam să o rezolv de la începutul episodului, dar am zis că, ok, trebuie să ne ocupăm cu altceva. În primul rând, vreau... am zis, nu? Cred că am zis că vreau să fac două poduri, unul spre o direcție și unul... da, am zis asta. Bun. Ăsta e în direcția asta, da? Bine, boșilor, fiți atenți. Deci, mamă, deci am avut viziunea asta, te bea așteptam, din tot sufletul meu, să vină ziua în care voi face asta. Oh my god. Aici vreau una de asta care să fie curbă și să fie până aici și să mă lese să pun asta. Dar va trebui să dau bulldoze la chestiile astea, chiar dacă este clinică, chiar dacă este școală. Credeți-mă că o să fie bine. E pus pe pauză? I hope. Nu, acum e pus pe pauză, bun. O să le reconstruim unde trebuie. Nu vă panicați, oameni buni. Voi nu vă panicați, dar ăștia sunt morți. Acum sunt gen, oh my god, man, what the fuck are you doing? Bun, am făcut un pod care, credeți-mă că o să ajute situația asta extraordinar de bine. Și mai facem unul, la fel, cu page up. Ok, am zis page up. A, dar trebuie de asta dreaptă, ok.
Mamă, deci orașul ăsta o să arate șablanao. Oh my god. Așa, și acum page down. Și o să punem cu de asta curbă. Până aici și aici. Caca. Am pus-o strâmb. Am pus-o strâmb, man. S-a văzut că am pus-o strâmb. Dacă nu se vedea, era ok. Deci pun aici. What? What? Why? Ce-am făcut? Nu mai am bani? Zice că e ocupat spațiu. Mai bine o lăsam prima dată. Nu înțeleg, why? De ce este ocupat? Nu este ocupat de nimica. Vreau să-mi facă figuri. Zic eu. Nu? Am mai apăsat odată page down și practic mă ducea în subteran. Nu, serios, acum, deci am făcut fix aceeași treabă și în partea asta și acum vrei să-mi zici mie că nu merge. Well, you are so stupid, I guess. Vă place, oameni buni, să fac chestia asta? Vă place, nu? Și mie. Mi-e frică să dau play acum, că n-ar fi bine pentru orășel. Bun, hai să încercăm cu freeform, dacă nu vrea așa. Poate... Vi se pare ca lumea că face chestia asta? Adică aici au reușit să facă și aici nu? Cred că am descoperit o chestie. Trebuie să fii în direcția asta ca să funcționeze. Uitați acum. Acum funcționează. Oh my god. Bine de știut, oameni buni, pentru data viitoare. În orice caz, ceva de genul trebuie să arate, dar să fie pe direcția opusă, pentru că una trebuie să ne ducă în oraș și una trebuie să ne scoată din oraș. Cu toate că nu vrem să pierdem oameni din oraș, dar... Na, aia e. Bun, și asta sper să diminueze traficul în mod mult mai bun. Momentan o să dureze ceva până își dau seama ăștia că podul este funcționabil, că așa am observat că e în jocul ăsta. Adică chiar le trebuie câteva minute bune să facă chestia asta. Minute. Mă rog, o să vedeți voi când încetul cu încetul o să înceapă să folosească și podul ăsta. Vedem aici că ăsta nu-i stop sign, nu? Ia să vedem. Nu, 40 la oră, limita de viteză, doar pentru că e rond. Și aici 60 la oră pentru că e bulevard și toate alea. Bine, boss. Ah, oh, de-abia aștept să funcționeze traficul mai bine. Oh, mai. Oh, oameni buni, un episod foarte cu tensiune. Adică la începutul episodului mi-au plecat extraordinar de mulți oameni. Știu că nu prea am construit gen să facem frumos jocul și toate alea. Dar trebuia făcută chestia asta neapărat. Adică ați văzut și voi că era grav cu curentul. Pleacă oameni. Well, mi-a zis cineva, Colpir, te rog, pune, vezi de ce pleacă oamenii și zic aici. Building is e abandonată pentru că nu sunt destui clienți. Sper că te-am ajutat. Și de obicei știu care e problema. Ori nu au destui muncitori, ori se plâng că nu au apă și pleacă, ori se plâng că nu au curent și pleacă, ori se plâng că au prea mult gunoi și pleacă. Sunt niște plângăcioși oamenii ăștia. Serios acum. E incredibil. Hai, acum sunt destul de confortabil să scădem înapoi taxele la 10 la fiecare. Hai că încetul cu încetul nu le mai scădem. Că știu că nu le place oamenilor chestia asta și nu vreau să... Încă îi destul de busy, dar nici nu au început să folosească celălalt drum. Ia să dăm un speed 3 și să ne facem o cruce. Uite mă, ăștia folosesc. Voi de ce nu folosiți? Because you are stupid. Direcția e ok. Nu puteți să-mi ziceți că nu. Numai că încă nu o folosesc. Încă. Dar sunt pozitiv. Ai mă, băieții mei s-au dus. Băieții mei sunt inteligenți. A round of applause.
Bravo băieți, bravo, meritați aplauzele mele, respectul meu, că ați învățat că este un pod în fața voastră, you stupid fucks. Ok, what a nice game. Uite cum golim traficul, mult mai bine. Băi, ce-mi place să rezolv probleme. Ce? De ce aveți probleme aici? Aveți semafor? E normal că aveți semafor, că aici sunt 6 Benz. Aoleu. Poate ar trebui să-i dăm un upgrade. Momentan o să o lăsăm așa. Momentan. Așa, și în caz de nu v-am explicat, vă explic acum din nou. Oh my god, am uitat să pun clinica și aia. Imediat le punem. N-am vrut să fie ăsta drept și ăsta drept, pentru că s-ar crea două intersecții una lângă alta. Așa prefer să am o intersecție aici, una aici și una aici și așa, știi? E mult mai ok decât... decât să fie una lângă alta, credeți-mă pe mine. Bine, clinica, ok. Băi, spitalul ăsta chiar este foarte bun. Aoleu, a murit cineva. E ok, vedem noi cum rezolvăm. Spitalul ăsta este bun și acoperă zona asta destul de bine. Așa că voi adăuga o clinică aici, zic eu. Aici, mulțumesc. Pentru că aici nu era verde destul și cred că e mai ok. Altă chestiuță. Aș vrea să mai adaug și școala elementară. Știu că îmi ziceți să tot adaug, să adaug, să adaug. O să adăugăm, dar momentan nu e gravă treaba. O să adaugăm, oameni buni, așteptați o secundă. Îi facem pe proști ăștia mai deștepți. Uite aici unde nu își fac case șmechere. A, dar nu-ți place că e... Na, stați aici. Fiți mai deștepți, ei. Mai punem, mai punem. Aici aveam una. Aici aveam o școală elementară. E, nu mai punem că... Sau să punem? Hai să punem că văd că sunt proști. O să devină proști. Degeaba sunt albastru acum că o să devină proști. Credeți-mă pe mine. Ei știu. Ei cunosc. Așa, și să mai punem încă o școală elementară aici. Oho, oho, oho. Și una... Deci dacă am pus-o pe... Unde am pus-o pe aia? Așa. Vreau să mai pun una... Pe aici, pe undeva. Dar nu avem bani. Nu contează, i-am făcut puțin mai deștepți. Contează, pe zi ce trece mai deștepți școli elementare și după punem și licee și toate alea, o să fie bine. Hai să mai distrugem câte o construcție ca băieții, că așa merge treaba în orașul lui Colpir, Las Cruz. Încetul cu încetul, nicio problemă nu o să mai fie în orașul ăsta. Sigur. O să încercăm din tot sufletul să aducem episodul viitor foarte mulți oameni. Că... Ala, mai terminați, nu vă mai plângeți atâta. Acum, serios, tu de ce ai murit? Da, dar poți să văd de ce ai murit? Au fost... au murit când aștepta transportul. Ok. Asta e chiar trist. E trist pentru persoana respectivă. Va trebui, dar mai întâi să mai producem niște bani, să adăugăm încă un cimitir pe undeva pe aici. Pentru că ăsta nu o să ne ajute. Ia să vedem noi dacă e backed up. Ce tare? Are 770 de oameni din 3000. Nu contează, oricum o să trebuiască să mai punem un nou. Încă un cimitir. Credeți-mă că chiar trebuie să ai cimitire. Prin zonă. Că oamenii mor. Dar nu vreau să-l pun chiar așa. Ar trebui să-l pun pentru că... Încep să moară oamenii pe aici, prin zona asta și nu-mi place cum sună. Deci avem unul acolo. O să deblocăm și chestia asta unde ardem oamenii. Știu că e trist, dar o să adăugăm și chestia aia, credeți-mă că o să fie nevoie. Ah, dar nu vreau să bag un cimitir în zona asta. Well, trebuie. Nu-i după vrut. Chiar nu-i după vrut. E după nevoie. În momentul de față chiar suntem disperați. Ok. Producem bani. Traficul e... Ia să vedem ce zice statistica. Oh my god. Am crezut că am rezolvat traficul azi. Well, nu prea. It's a busy road. Asta este, adică, până la urmă, e intrarea orașului. O să facem, să o diminuăm, promit eu. Vă zic eu cum facem. O să cumpărăm o nouă bucată de teren, asta, ca să conectăm orașul și la partea asta de, cum se cheamă, de autostradă.
Și având în vedere că sunt foarte mulți oameni pe aici, o să vină și pe partea asta ca să ajungă în oraș. Și cred că asta chiar o să facem episodul viitor, oameni buni. Vă mulțumesc din nou foarte mult că m-ați urmărit. Dacă vă plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like. Bă, cine dracu vine aici să omoare pe unul care... Cred că când au ajuns ăștia la gunoi la timp, ăștia cu mașinile de gunoi la timp și au zis că ok, stai gâtul, frate, asta este viața mea. Vreau să vii să tai, să iei gunoiul. Oh my god, bun. Oameni buni, cam atât au fost pentru mine. Nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri și mulțumesc pentru sfaturi, dar urmează să filmez iarăși în continuu ca să vă postez zilnic episoade. Știți cum e. E grea treaba cu facultatea. Bun, la revedere, oameni buni. Și n-am reușit să ne distrăm cu copăcei. Lasă, în episodul viitor, sper. Bun, gata, la revedere, pa, 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 pa.